Luni, polițiștii din Comuna Durnești au fost sesizați de un bărbat de 44 de ani din județul Suceava, că de pe terenul pe care îl deține în localitate i-au dispărut mai mulți copaci. Oamenii legi au început cercetările și au dat imediat de urma făptașului. Acesta este un localnic de 29 de ani, care timp de 3 zile, în perioada 2-5 aprilie, a intrat pe terenul Suceveanului și a tăiat mai mulți arbori. Polițiștii au cântărit 4 metri cub de arbor ce erau pregătiți pentru exploatare silvică. Bărbatul de 29 de ani este în prezent cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de furt de arbor din Fondul Forestier Național, urmând ca la finalizarea cercetărilor în cauză să fie dispuse măsuri în consecință.